Salut, camarazi, bună dimineața, sărbători fericite la toată lumea. Uite, m-ați culat și mai de dimineață, am fost la piață, știți, să vorbisem cu o femeie să-mi aducă niște cârnați și niște caltaboși făcut de ea, așa. Uite, mi-a adus să vă arăt, știți, că mai am eu două bucăți de purceluși, stai așa. Mai am eu două bucăți de purceluși în congelator, dar cârnăciorul făcut de casă e altfel. Stați să vi-l arăt. S-ar putea să vă placă. Așa. Ia uitați-vă. Cârnăcior făcut de casă, știi? Mamă, miroase la meserie. Ia uitați-vă. Cred că e aproape un kil aici, știi? O să pun acum o bucățică să, uite, să vă delectați. Cârnăcior făcut de casă, știți? Ia uitați-vă. Și miroase a usturoi, a mirodenii, a de toate. Și stai așa să iau o cârpă să mă șterg. Și aici mi-a adus caltaboș făcut de ea. Uite, se vede aici, vedeți? Așa, stai să văd dacă pot să-l dă spa capacul, pot. Uite aici, e la nebunie, cu zeamă, e făcut la meserie, ia uitați-vă, să vede, nu? Stai așa să nu vărsăm, dar e caltaboș făcut de casă, știți? Mănânc și eu așa, după pofta inimii, are și zeamă, nu știu ce, știți? Fiecare femeie îl face în stilul ei, știți? Bine, sunt și altele care nu știu să o facă, dar... Fiecare, după cum a învățat-o maică-sa, că așa e, așa e mersul lumii. Așa, deci acum o să-mi tai o bucățică din cârnăciorul ăsta, să mănânc e puțin, da, uite, s-a rupt. O să pun o bucățică de asta la prăjit, sau să vă pun două ca să mănânc și mai târziu. Și bag la, bag, da, uite aici, uite cum arată. Vedeți, arată bine. Arată bine de tot și miroase nemaipomeni, știi? Bag două bucățele și restul bag la frigider. Mănânc eu 3-4 zile cârnăcior de casă. Asta e. N-am prea multe bucurii, așa că o să-mi fac o bucurie culinară, știți? Așa, ce, mergem înainte. Asta e situația cu Dumnezeu înainte. Poimine e anul nou. Să vedem, o să vă filmez și eu câte ceva așa ca să vă bucurați, că nu sunteți toți din București sau din țară. În rest, ce să zicem, sănătos să fim ca belelele curg. Nu, glumim. Dacă suntem sănătoși e mai ușor, asta e cea mai mare bogăție, sănătatea, știți? Așa, hai că mă apuc să-mi pregătesc și eu cârnăciorii să-mi prăjesc. Că trebuie să iau și antibioticele alea, știi, ca să mă pun puțin la punct. În general nu iau decât aspirine și trahizan pentru că acum o să iau câteva, mai am vreo 3 zile de luat antibiotice, dar nu e grav. Hai că vă pup, dacă sunteți la masă, să aveți poftă bună. Vă doresc tot binele din lume, stați cu urechile ciulite. Fiți inteligenți, gândiți că nu doare. Lumea în care trăim e ceva mai complicată, știi, și mai haiotică. Suntem conduși de unii care nu sunt ființe umane, știi, de atâta amărăciune, atâta suferință și atâtea războaie, da? Dar trebuie să ne trezim că suntem prea, prea mămălici, înțelegeți? Hai, vă doresc o zi excelentă, ne auzim mai târziu pe clipuri. Vă pup cu drag, rămâne precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!